și vecilor. Amin. Slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu dorile drepților celor ce s-au săvârșit, odihnește, Mântuitorule, sufletele adormiților robilor Tăi, păzindu-i pe dânsii într-o viața cea fericită, care este la Tine, iubitorule de oameni. Într-o odihna Ta, Doamne, unde toți sfinții Tăi se odihnesc, odihnește și sufletele adormiților robilor Tăi, că Tu singur ești fără de moarte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Tu ești Dumnezeu care Te-ai pogorât în iad și ai dezlegat durerile celor ferecați. În sus și sufletele robilor Tăi odihnește-i. Și acum și pururea și-n vecii vecilor, amin. Una curată și prea nevinovată Fecioară, care ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire, roagă-L să mântuiască și sufletele adormiților robilor Tăi. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne, Ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, Valeriu, Gheorghe, Gheorghe, preotul, Dumitru și a tuturor celor care sunt înmormântați în acest loc și a tuturor celor care au murit pentru Hristos în temnițele comuniste și pentru ca să li se ierte lor toate greșala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Dă, Doamne, Doamne, miluiește! Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii Tale, însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi, Valeriu, și a tuturor celor pe care i-am pomenit, și a tuturor celor ce sunt îngropați în acest loc, și a tuturor celor care au pătimit pentru Hristos în închisorile comuniste. În loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul sau cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. Dumnezeu să este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în viac, și cuvântul Tău este adevărul, că Tu ești învierea și viața și odihna sufletelor adormiților robilor Tăi, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh,
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta. Mie rătăcit am ca o oaie pierdută, caută spre robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Ceata sfinților aflat izvorul vieții și ușa raiului, să aflu și eu calea prin pocăință, eu sunt oaia cea pierdută. Cheamă-mă, Mântuitorule, și mă mântuiește. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Cei ce pe mielul lui Dumnezeu ați mărturisit și ați fost înjunghiați ca niște miei, fiind mutați la viața ce ne-a îmbătrânitoare și pururea veșnică, sfinților aceluia cu denea dinsul, mucenicilor vă ruga să dăruiască nouă dezlegare datorilor. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Cei ce ați umblat pe calea cea strâmtă și cu chinuri, toți care în viață crucea ca jugul ați luat și mie mi-ați urmat cu credință, veniți de luați darurile care am gătit vouă și cununile cerești. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Chipul slavei tale cele negrăite sunt, deși port rănile păcatelor. Miluiește zidirea ta, Stăpâne, și o curățește cu îndurarea ta, și moștenirea cea dorită dăruiește-mi, făcându-mă pe mine iarăși cetățean al raiului. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Cel ce cu mâna dintr-o neființă m-ai zidit și cu chipul tău cel dumnezeiesc m-ai cinstit, iar pentru călcarea poruncii iarăși m-ai întors în pământ, din care le am fost luat, la cel după asemănare mă ridică, cu frumusețea cea dintâi iarăși împodobindu-mă. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Odihnește Dumnezeule pe robii tăi și așează-i în rai, unde ceata sfinților, Doamne, și drepții ca luminătorii strălucesc. Pe adormiții robii tăi odihnește-i, trecându-l lor toate greșalele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pe o dumnezeire între ei. Aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului robului lui Dumnezeu Valeriu, și a tuturor celor care sunt înmormântați în acest loc, și a tuturor celor care au pătimit pentru Hristos în închisorile comuniste, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Dă-mi, Doamne, Doamne, miluiește! Că tu ești învierea
și viața și odihna sufletului adormitului robului tău, Valeriu, și a tuturor celor care au fost aruncați aici, și a tuturor celor care au pătimit pentru Hristos în închisorile comuniste. Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui tău celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu este sfânt precum Tu, Doamne, Dumnezeul meu, care ai înălțat fruntea credincioșilor Tăi, Bunule, și ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale. Marea vieții, văzând-o, învățându-ne în viitorul ispitelor, la limanul Tău cel alergând, strică către Tine, scoate din stricăciune viața mea mult milostive. Cu Sfinții odihnește, Hristoase. Cu Sfinții odihnește, Hristoase. Sufletele adormiților, robilor Tăi, unde nu este durere nici întristare, și viața fără de sfârșit. Tu singur ești fără de moarte cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi pământenii din pământ suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii merg, făcând tânguire și de îngropare cântare, aliluia, aliluia, aliluia. Cu Sfinții odihnește Hristoase Dumnezeule, pe ador sufletele adormiților, robilor Tăi, unde nu este durere nici întristare, nici suspinare nici, ci viață fără de sfârșit. Pe Dumnezeu al vedea nu este cu putință oamenilor, spre care nu cutează căuta oștile îngerești, iar prin tine prea curată s-a arătat oamenilor cuvântul întrupat, pe care le slăvindu-l cu oștile cerești, pe tine te fericim. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Gata este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu durile dreptilor celor ce s-au săvârșit, odihnește, Mântuitorule, și sufletele adormiților, robilor Tăi, păzindu-i pe dânsii într-o viața cea fericită, care este la Tine, Iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu ești Dumnezeu care te-ai pogorât la iad și ai deslegat durerile celor ferecați. Însuși și sufletele adormiților robilor Tăi odihnește-i. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Una curată și prea nevinovată Fecioară, care ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire, roagă-L să mântuiască și sufletele adormiților, robilor Tăi. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne, Ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului robului lui Dumnezeu, Valeriu,
și a tuturor celor care au fost aruncați în acest loc și a tuturor celor care au pătimit pentru Hristos în închisorile comuniste și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, și iertarea păcatelor lor de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugă. Doamne, Doamne, miluiește! Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care călca moarte și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale însuți, Doamne, odihnește sufletul adormitului robului tău, Valeriu, și a celor care au fost înmormântați în acest loc și a celor care au pătimit pentru Hristos în închisori. În loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul sau cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i. Dumnezeu să ierte. Om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău adevărul, că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi. Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm prin celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Într-un numele Domnului, Părinte, binecuvintează. Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale sfântului și dreptului Lazar, cel a patra zi înviat din morți, și pentru ale tuturor sfinților, sufletele adormitului robului său Valeriu și a celor care au fost înmormântați fără slujbă în acest loc, și a celor care au pătimit pentru Hristos în închisorile comuniste, în corturile dreptilor să le așeze. Amin. În sânul la să le odihnească, ce fac, trebuie să le scoate. Amin. Și cu dreptii să le numere. Amin. Iar pe noi să ne miluiască, să ne odihnească și ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletelor adormiților robilor tăi, și le fă lor veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Pomenirea lor din neam în neam și le fă lor veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Iac să fie pomenirea lor, Hristos. S-a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos s-a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Da, Dumnezeu să primească. Hai, da, să primească Dumnezeu.